O rog pe doamna secretarul general să ne prezinte care este persoana cea mai în vârstă, consilierul cel mai în vârstă, precum și doi dintre cei mai bine consilieri. Cel mai în vârstă consilier este domnul Făidorul Ionar, însoțit de cei mai tineri consilieri, domnul Vasile Zvonul Ionar și domnul Vorcea Dorit. Îi invităm pe cei trei consilieri să ia locul Vasile. Validarea mandatelor la funcția de consilier local ai comuniștei pentru Marii Județul Bacău. Aleși în urma alegerilor autorităților publice locale din 27 septembrie 2020 a următorilor candidați. Botezatul Ionache Cătălin, Stoica Sorin, Croitorul Leonor, Ignat Marina, Tulpan Nicolae, Tulpan Dan, Tănase Gheorghe, Vlasie Răzvan Ionel, Cercel Constantin Gabriel, membri ai Partidului Social Democrat. Pentru domnul Chelaru Constantin, Stan Vasile, Neacșu Constantin și Borcea Doru, membri ai Partidului Național Liberal, precum și pentru domnul Dubotaru Constantin, membru al Partidului Mișcarea Populară. Tot prin aceeași încheiere, menționată anterior, dispune invalidarea numitului Vlase Ion, ca urmare a declarației de renunțare la mandat, membru al Partidului Social Democrat, declarație de renunțare depusă în temeiul prevederilor articolului 105 aliniatul 1 din OG 57/2019, privind codul administrativ cu completările și modificările de rigoare. Vă mulțumesc! Da. O să apuc cuvântul domnului președinte de ședință, în vederea menționării proiectelor de hotărâre. Da, vă mulțumesc! Faptul că la anii mei zice mulți plic și puțin, sunt decan de vârstă al acestui Consiliu. M-am îndemnat să calculez media de vârstă a noului Consiliu Local, care a ieșit 43 de ani. Asta înseamnă că suntem în plină maturitate, lucru care ne obligă pe toți, indiferent din partidul din care provenim, să luăm unele decizii corecte, care să ducă la bunăstarea și confortul celor care ne-au ales și care îi reprezentăm. Avem pentru astăzi, pe ordinea de zi, a ședinței solemne, două puncte. Punctul 1. Depunerea jurământului de către consilierii declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de judecătoria Onești, prin încheierea numărul 1950 din 21 octombrie 2020, pronunțat în dosarul 4587/270/2020. Și punctul 2. Depunerea jurământului de către primar, cărui mandat a fost validat prin încheierea numărul 1894 din 15 octombrie 2020, pronunțată în dosarul numărul 4586/270/2020. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc! Împotrivă, abțineri, nu sunt. Vom trece la depunerea jurământului, care se va desfășura în felul următor. Vor fi invitați pe rând, în ordine alfabetică, toți consilierii, la masa aceea acolo, unde se găsește Biblia și Constituția,
Puneți mâna stângă pe Constituție și veți citi jurământul, a cărui conținut îl citesc acum. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Ștefan cel Mare. Așa să le ajute Dumnezeu. Acum voi striga în ordine alfabetică noi consilieri, pe care îi rog să meargă la masă. Borcea Dumitru. Dor. Borcea Dor, mă scuzați. Veți primi jurământul. După ce îl citiți, o să semnați jurământul în două exemplare, din care vor rămâne la dumneavoastră. Vă rog. Să semnăm Borcea Dor, consilier local al Consiliului Local Ștefan cel Mare, în conformitate cu prevederile articolului 317 de urgență a Guvernului din numărul 57-2019 privind aprobarea codului administrativ cu modificările și complementarele ulterioare de până face Consiliului Local cu conturul cerământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce am ce îmi stă în putere și deceperea mea pentru binele locuitorilor Ștefan cel Mare. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și pricepere
pentru binele locuitorilor, cum aș putea mai. Domnul Stan Vasile.
semnatul Stan Vasile, consilier local al Consiliului Local Ștefan cel Mare, conformitate cu prevederea articolului 117. În ordonanță de urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019, privind aprobarea codului administrativ, modificări și completări de ulterior, ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul proiect. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi dau puterea și ce vrea da, pentru tinerii locuitorilor cu care se face mai. Așa să respect. Aprobarea codului administrativ cu modificări și cu completări ulterioare, depun în fața
și regele țării și să fac o bună credință pe ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele viitorului comunei ce facem. Așa se merge Dumnezeu. Cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local este constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământ este mai mare decât primul număr natural, stic mai mare decât jumătate din numărul membrilor Consiliului Local stabiliți pentru Consiliul Local Ștefan cel Mare. Prin urmare, Consiliul Local Ștefan cel Mare este constituit. Felicitări! În termen de 3 zile se va emite ordinul prefectului prin care se constată îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local. Domnul președinte? Da. Primul punct a fost epuizat. Trecem la punctul al doilea al ordinii de zi. Depunerea jurământului de către primar. O rog pe doamna secretar general să prezinte rezultatul validării. Judecătoria Unești, în încheierea anului 1894, pronunțată în Camera de Consiliu, în data de 15.10.2020, în dosarul numărul 4586, de 270/2020, în temeiul prevederilor articolului 149 aliniat 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind codul administrativ, completările și modificările ulterioare, validează mandatul pentru funcția de primar al comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, obținut de domnul Vlase Ion, candidatul formațiunii politice Partidul Social Democrat, Organizația Bacău, la alegerea autorităților publice locale din data de 27 septembrie 2020. Vă mulțumesc. Îl invit pe domnul Vlase Ion. Candidatul Vlase Ion, primar al comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, în conformitate cu temerile articolului 117 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57/2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificări și completări ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și puterile mea pentru binele locuitorilor comunei Ștefan cel Mare. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Nu o să punem pe primul plan interesele de partid,
ci interesele cetățenilor, cred că o să colaborăm în următorii 4 ani destul de bine. Vă mulțumesc, acum. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă făpturile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne putinții noastre, Dumnezeu Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește,
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Tatăl este împărăția și puterea și slava Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! De credincioșul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașuri și satelor, și pentru viitoarea lui Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecuvântarea Domnului Consiliu, al Comunei Ștefan cel Mare, din prăvână cu primarul ales și toți membrii colaboratori, ajutători și binefăcători, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor, să zice. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru mai mari orașelor și satelor, pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm. Cei ce în credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți, Mare Dumnezeu, România, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Sfinții să o pomenim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne, că ție se cuvine toată slava. Stea închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este neosurată și bine, Doamne, adânc neajunsă, la Ta slavă căzând cu frică și cu tremur, ca niște rog nedrevni și cu umilință altceva, cu mulțumire bunătății Tale, pentru binefacerile ce au fost asupra rogilor Tăi, domnilor consilieri locali, domnul primar, lucrurilor celor care se vor pomeni acum, Doru, Iordan, de Cătălin, Constantin Gabriel, Constantin Leonard, Constantin Mariel, Constantin Vasile Sorin, Gheorghe Dan, Nicolae Răzvan, Ionel, Ion, cu toți ai casei lor. Și ca pe Domnul Stăpân și Binefăcătorul Te slăvim și cântăm și Te lăudăm și iarăși că Dumnezeu Te-a dat mulțumim, rugând cu umilință neosurată și dispusă Ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi acum rugăciune robilor Tăi și cu milostivire e învrednicit a se reprimi cererile, așa și de acum înainte învrednicește, spunind cu dreaptă credință, în dragostea cea către Tine și cea către aproapele și într-o toate faptele cele bune și a dobândi ale Tale binefaceri, împreună cu toți credincioșii Tăi. Mântuiește de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. Și ne învrednicește pe toți, totdeauna greșea cântație și celui fără început al Tău, Părinte, și preasfântul și multe viață pe Domnului Tău Duh, acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Domnului, Doamne, miluiește. Doamne, cel ce însuși
îndurat în milă și în durările bunătății de prești, pe rugăciunile noastre, păcătoșilor și nevrenciilor lor tăi, care pe toate cele de folos nouă le tocmești și le chivenisești. Cel ce cu purtarea ta de grijă ce-a înțeleapt-o cărunești viața noastră și în tot timpul dorești de mântuirea noastră, cel ce din fire ești îndelung răbdător și mult prostit, cel ce cerți și iarăși tămăduiești și tinzi cel treptarea cu bunătate și cu iubire de oameni, însă nu ca să pierzi iubirea menilor tale, ci mai vârtos să o aduci la frumusețea cel început și la starea cea aleasă, cea din tâi, pe care am pierdut-o prin prostimea minții și prin sfatul vrășmașului vrândiar și-a ridicat și în tot chipul purtând grijă ca să nu mântuiești pe cel lipsit de căderea aceea. Însuși, Stăpâne, a toților, le caută spre noi și aminte la rugăciunile noastre a celor păcătoși, că mulțimea fără de legilor noastre îndrăznețe ne-a făcut pe noi și nu mai îndrăznim de acum a cere iertare greșelor noastre, ci știind iubirea ta de oameni bună îndurarea, mila, multa, îndelunga răbdare, nerăutatea și prea buna și îndrăznim prea adâncul acestora spre noi am în bunătății tale, ridicând mâinile și cu deadinsul strigăm către tine. Greșit am, nelegiuit am, făcut am necurăție, că am uitat poruncile tale și am umblat în urma gândului nostru cel viclean, căci ca niște nevrednici chemării și Evangheliei Hristosului tău am viețuit și Sfintelor lui patim și micșorării celei pentru noi, că ne-am făcut o cară iubitului tău, preoții, poporul și tot norodul. Ne-am spăimântat de aceasta, toți ne-am avătut împreună nevrednici, ne-am făcut. Nu este cine să facă judecată și dreptate, nu este pe pământul încuiat am îndurările tale și iubirea ta de oameni, îndurările tale, ale Dumnezeului nostru pentru răutatea noastră și vicleșugul izvodirilor cu care am viețuit. Tu ești bun, dar noi am făcut fără de lege. Tu îndelung răbdătorii a noi nevrednici de bătăi. Știm bunătatea ta, măcar că suntem și neînțelegători. Puțin am fost bătuți pentru ceea ce am greșit. Tu ești înfricoșat și cineva sta ție împotrivă. Cu tremur vor lua munții și slavă brațul tău. Cine-i va grăi împotrivă? De vei încuia cerul, cine îl va deschide? De vei încuia izvoarele tale, cine va putea suferi? Ușor este înaintea oamenilor a fi sărat și a îmbogăți, a face viu și a omora rânii și a tămădui și orice vei grea tu, lucrul de săvârșit este. Tu te-ai mâniat, iar noi am greșit, zice oricine din cel de demult, nemărturisindu-se. Iar noi, din potrivă, ne este vremea să zicem, noi am greșit, iar tu te-ai mâniat. Pentru aceasta ne-am făcut o cară, vecinilor noștri, întoarce-i fața ta și de necist ne-am plus. Ci încetează, Doamne, slăbește, milostivește-te. Nu ne îndepărta pe noi până în sfârșit pentru fălările de lege noastre, nici cu bătăile noastre să înveți pe alții. Depărtează de la noi toată molima și pandemia care s-a abătut asupra noastră pentru nedreptățile noastre, căci noi suntem norodul tău și toiagul moștenii tale. Pentru aceasta, ceartă-ne pe noi, însă cu bunătate, iar nu cu mânia ta să ne împuținezi pe noi, să fim ucisiți mai mult decât toți cei ce locuiesc pe fața pământului. Căci mila ta este negrăită și iubirea ta, Doamne, neasemănată și bogăția bunătății tale. Ci ca prea un bun oprește mânia ta, îmblânzește iuțimea ta cea dreaptă. Dă sănătate robilor tăi, cei ce bolesc, în spitale, în orfelinate, în azile de bătrâni și în casele lor și fă sănătoși. Și păzește toată boala și toată neputința. Gonește-o de la norodul tău, pe toții îi slobozește în această primejdie și pandemie, păzindu-i nesupărați de această boală vătămătoare, ferindu-i cu mila ta într-un tot puternică neatingi de această dosădire cumplită și sfărmare pierzătoare. Căci cu adevărat a cuprins pe toți și a tulburat puținea mâniei tale, măcar de nu ne-am întors de tot, de la ficășugurile noastre, ci tu însuți ne izbăvește pe noi pe toți de sfatul rău și ne dă în toată facerea de bine să tăcem ție, pentru căciune prea curată în Maicii tale, ale tuturor Sfinților tăi. Robilor tăi, Domnul Iordache, Cătălin, Constantin Gabriel, Constantin Leonard, Constantin Marinel, Constantin Vasile, Sorin Gheorghe, Dan Nicolae, Răzvan Ionel, Ion, stătea casei lor, dă-le, Doamne, zile îndelungate în sănătate, apri păzește pe Dumnezeu și drumul țăr. Mulți ani, Căian, mulți!
colaborator, ori ajutător, cu toți angajați primăriei, împreună cu toți locuitorii acestei comune. Dă-le, Doamne, sănătate, fericire, belșug și păzește pe dânsii într-un mulț și fericița. Toate bună sporire și păzește într-un mult și fericiți ani. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. La Toase Fiului Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Sănătate să dea Dumnezeu, să trecem pe aceste timpuri grele, să ne putem vedea sănătoși în continuare, să putem să punem o cărămidă la bunul mers al comunei noastre, în care, desigur, și toți cetățenii profită și iată toți enoriașii parohiilor care constituie, desigur, comuna aceasta să poată să se bucure de bună stare și bunul mers al comunei, împreună cu cei pe care Dumnezeu i-a rânduit să ne conducă, ați văzut că nu este decât voia lui Dumnezeu și a oamenilor, și a pus în fruntea noastră ca din împreună să putem să mergem într-o stare de normalitate și nu într-o stare de anormalitate unde timp cei care sunt dușmani ai poporului să ne tragă. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să binecuvinteze această zi frumoasă în care, desigur, s-au investit și au depus jurământul consilierii și în care domnul primar, desigur, a depus jurământul pentru continuarea activității celor 6 mandate care, desigur, iată, sunt puse în față și nu este o zi a recenziilor ca să putem să calculăm ce s-a făcut sau ce nu s-a făcut, ci este o zi a bucuriei în care, desigur, din împreună vom încerca să putem să facem câte ceva, fiecare în pătrățica lui, pentru bunăstarea comunei noastre. Dumnezeu să binecuvinteze, domnul primar, Dumnezeu să ne ajute pe toți și pe domnii consilieri ca să fim înainte și să nu ne tragem înapoi, să ne păzească Dumnezeu de pandemie și de boală, ca să putem să fim aici activi alături de autorități locale. Sănătate și bucurie să dea Dumnezeu. Vă mulțumim. Pentru că au fost ecuizate toate punctele, declar ședința închisă. Vă mulțumesc tare mult pentru participare și promitem să vă anunțăm de fiecare dată cum sunt evenimente importante din viața lumii. Ne vom strângi să rezolvăm tot ceea ce s-a promis în zona mare. Vă mulțumesc!